Suspectul a fost adus după gratii chiar de ultimele cuvinte ale victimei sale. Edi, ce mi-ai făcut? Iustian, un bărbat de 39 de ani, a sfârșit joi noaptea cu gâtul tăiat într-un bloc rezidențial de la malul Mării. Cuvintele lui, povestite de vecinii care au încercat să-l ajute când se afla în agonie, au reprezentat o informație vitală, care i-a condus pe anchetatori pe urmele celui bănuit de crimă. Eduard Stan, în vârstă de 28 de ani, din Constanța. De ce l-ai omorât? Câți bani aveai să-i dai? Seara trecută, suspectul a fost ridicat de polițiști din apartamentul său. Inițial nu a recunoscut că l-ar fi măcelărit pe proprietarul clubului gay. După ore de audieri, a sfârșit prin a ceda. Le-a spus anchetatorilor că îi datora lui Iustian o sumă mare de bani, iar acesta i-a fi cerut dobânzi uriașe. Joi seara, când victima l-a amenințat iar, Eduard și-a ieșit din minți. A fost găsit un contract notarial la locuința victimei, din care se pare că acesta îl împrumutase cel puțin scriptic cu suma de 10.300 de euro. În cursul verii pe inculpat și acesta a afirmat în cursul audierilor că ar fi restituit o parte din banii respectiv și din cauza neînțelegerilor privind restituirea, dobânda și așa mai departe, ar fi reacționat violent și a ucis-o pe victimă. La ieșirea de la parchet, când a aflat că va ajunge în arest, suspectul a izbucnit în lacrimi în mașina poliției. Se bănuiește că Eduard, la fel ca și victima sa, face parte din comunitatea gay din Constanța. Mai mult, cei doi ar fi avut o relație. Brutalitatea cu care a fost comisă crima a șocat. Urmele de sânge rămase pe ușă, dar și pe pereții scării blocului, arată că bărbatul a încercat să se salveze. S-a târât pe scări ca să le ceară ajutor vecinilor și chiar dacă aceștia au încercat să-i oprească hemoragia, era prea târziu. Necropsia a arătat că loviturile de cuțit aplicate în special în zona gâtului i-au secționat artera carotidă.